Un proaspăt absolvent de clasa 11-a de la Colegiul Național Decebal a obținut remarcabila performanță de a fi selecționată în lotul României pentru Olimpiadele Școlare Internaționale de Științe ale Pământului. Dragoș Coadă ar fi trebuit să participe la un stagiu de pregătire, iar apoi să susțină un examen, procedură stabilită și anunțată de minister în urmă cu o lună. Numai că surpriză! Stagiul de pregătire nu s-a mai ținut, ministeriabilii considerând ca de obicei că las că merge și așa, iar examenul a fost online. Dragoș, după cum se vede, mai responsabil decât ministeriabilii, declară că este dezamăgit de scuzele puierile ale Ministerului Educației. Nu s-a ținut absolut nimic din ce v-am spus atunci că o să se țină. Nu eram eu absolut sigur că o să se țină, dar credeam. Ministerul Educației m-a dezamăgit complet, nu mai ținut alea 2 săptămâni de pregătire. Bine, s-a scuzat domnul profesor de fizică de la minister, a spus că îi pare rău că nu s-a ținut, că o să facă pregătirea în viitor cu toată lumea, nu doar cu cei care s-au calificat. Și barajele au fost online. Nici subiectele care au fost date la examenul online nu i s-au părut suficient de dificile tânărului decebalist. Comparativ cu ce ar trebui să fie, a fost ușor. Comparativ cu ce s-a dat la națională, a fost așa și așa, nici prea greu, nici prea ușor. Acum, după ce a trecut de mizeria de examen online, cum mai numește decebalistul selecția, Dragoș Coadă se va distra câteva zile, ca orice tânăr de vârsta lui, iar apoi va începe pregătirea pentru Olimpiada Internațională. În ceea ce privește viitorul ceva mai îndepărtat, Dragoș ar opta pentru Facultatea de Biologie de la Cluj, dar se potrivi modificării, probabil din cauza dezamăgirii provocate de Ministerul Educației. Termen mediu, urmează să mă pregătesc pentru internațională, să văd merg, și pe termen lung ce urmează, asta nu sunt 100% sigur. Aproape sigur sunt că la facultate o să dau la biologie la Cluj, dar în rest nu aduce anul ce aduce ceasul. Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte interesante puteți vedea urmărind după jurnalul de știri emisiunea La Subiect, în care este invitat olimpicul internațional Dragoș Coadă, alături de profesorul Florin Ilieș, directorul Colegiului Național Decebal din Deva.